Parcursul este în desfășurare, conform planului pe care noi ni l-am asumat și ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an această licitație să se finalizeze. În anul 2020, cu siguranță, vom începe implementarea tehnologiei 5G la nivelul României. Astfel ne putem situa, să spunem așa, în plutonul primelor țări la nivel european care implementează tehnologia 5G. Deja licitația în sine s-a desfășurat într-un număr de țări. În Germania este un parcurs mai lung al licitației în sine, dar deja este spre finalizare. Italia a finalizat din noiembrie anul trecut. Austria, de asemenea, a finalizat licitația pentru alocările de frecvențe pe 5G undeva în vara anului 2019. Ungaria sunt și ei la un parcurs calendaristic vorbind similar cu al nostru. Deci este important să menținem acest parcurs astfel încât să rămânem printre primele țări care vor adopta tehnologia 5G. Fiindcă tehnologia 5G, până la urmă, este cu adevărat un punct de cotitură. Vom schimba oarecum paradigma, așa cum o înțelegem, de dată voce abonament și vom permite într-adevăr implementarea, materializarea societății digitale, așa cum ne-o dorim cu toții. 5G va fi fundamentul pentru adopția de noi tehnologii, vorbim de internetul lucrurilor, vorbim de multe alte tehnologii, precum inteligența artificială și cu siguranță ne dorim ca România să rămână în plutonul țărilor fruntașe care vor avea la îndemâna fiecărui utilizator, fie că vorbim de persoane fizice, că vorbim de persoane juridice, a tehnologiei 5G.